O afacere mereu de succes va fi cea organizării de nunți. Nunțile românești se desfășoară mereu cu mare fast și urmăresc cam același tipar. Dar dacă v-ați săturat de furatul mirese sau de dansul pinguinului, luați idei de la hinduși care știu cum să se distreze cu mare clasă. Iar eu vă vin de staroste. Dacă ați avut impresia că numai noi românii suntem așa la distracție, v-ați înșelat. Pentru că sezonul de nunți 2013 se apropie, ne-am gândit să vă arătăm cum se desfășoară nunta la hinduși, unde partea de entertainment este pe primul loc, iar industria în valoare de multe milioane de dolari. Dacă v-ați săturat de momentele clasice de la nunțile noastre, fie că sunteți organizator de evenimente sau nuntași, vă puteți inspira de la cei din Bollywood, chiar și în materie de rochi. Even if you are an average middle class Indian, will spend on a wedding to make it look grand and lavish. And we'll spend on a beautiful wedding outfit. Ținutele specifice, sari pentru femei și turban pentru bărbați, sunt unice și decorate cu cristale Swarovski, dar hainele sunt doar vârful icebergului. Bijuteriile miresei joacă un rol important în completarea imaginii acesteia. Se caută fotografi care vin cu idei originale, filmulețe inedite. Dacă v-ați plictisit de invitațiile la nuntă clasice, puteți să vă inspirați în aceste albume unde se creează o adevărată poveste a cuplului. People are very cautious about their presentation, impact. They want people to remember their wedding forever. They want to do something very different, which leaves a long-lasting impression or impact on their guest's mind. Așadar, dacă nu aveți o ocupație foarte stresantă, ați putea să începeți să organizați nunți, deoarece este o afacere care funcționează an de an. Idei de aranjamente florale, mese și mâncăruri puteți fura chiar din acest material. La dans cu voi! Știți bine că moda este un domeniu care pătrunde cu ușurință în orice pătură a societății, cu condiția ca pătura respectivă să aibă niște bani la saltea. Cine a spus că printre bombele din Pakistan nu poți să găsești niște bombe de spectacole? Însă bombele a figurat, deoarece elita pakistanezilor se adună an de an la Săptămâna Modei, unde admiră ultimele tendințe în fashion. Așadar, un loc neconvențional unde să discuți despre atacuri teroriste. Rămâneți alături de Luc Monden, s-ar putea ca săptămâna viitoare să fie Fashion Week de la Phenian, Coreea de Nord. Săptămâna Modei a devenit de mult un eveniment mondial nelipsit de pe scena cultural-vestimentară a oricărei țări mai răsărite. Una dintre aceste țări este chiar Pakistanul, care săptămâna aceasta a deschis porțile cele de-a 5 ediții anuale a prestigiosului eveniment. În orașul pakistanez Karachi, manechinele și-au afișat ținutele propuse de cei mai mari designeri ai țării, colecții inspirate din cele mai neobișnuite surse. One of my most the collections that came from my heart, because this was inspired by the IUCN Red List, a red list of endangered species of the world. Chestie observabilă, cu atât mai mult cu cât fotomodelele slabe ca scândura sunt și ele o specie pe cale de dispariție. Colecția ei a fost surprinzătoare, mai ales prin prisma faptului că de obicei creațiile ei adoptă culori sobre, puțin strălucitoare, iar de data aceasta ținutele au fost atent împodobite cu finisaje scumpe și accente clasice, detalii care au adus creatoarei porecla de Armani al Pakistanului. O altă colecție, cea a tinerei designer Faiza Salakin, care a debutat anul acesta la Pakistan Fashion Week, a fost inspirat de poveștile populare pakistaneze, lucru ușor observabil din cromatica ținutelor și din accesoriile extravagante și supradimensionate. În mare, evenimentul s-a dovedit a fi unul reușit, asta chiar dacă printre critici s-au găsit și unii care au blamat incapacitatea designerilor pakistanezi de a imita stilul occidental. On that note, I'll say there were too many new designers who were trying to do Western, who couldn't figure out how to do it. And now that we have monsoon and we have next and we have mango, you should only do Western if you're able to do Western wear. Cel puțin 27 de designer debutanți sau arhicunoscuți și-au prezentat colecțiile în cadrul Pakistan Fashion Week, așa că acum nu avem decât să așteptăm ca operele lor să ajungă și la noi. Bogdan, știi deja ce faci pe data de 14 mai? O, mai este o lună până atunci, dar în principiu voi schimba scutece, voi alăpta puțin, vin la serviciu. Însă trebuie să facem misiunea de unul singur, pentru că eu mă duc la Geneva. Știu, conferințe cu banchier, știu. Nu, la o licitație unde Gina Lolo Brigida vrea să-și vândă, stați să vedeți ce. Floarea tinereții.
Bătrânețe, haine grele, spune un proverb din bătrân care se aplică acum și celebrităților trecute de prima tinerețe. Și de a doua, Gina Lolo Brigida, sex simbolul anilor 60, își scoate cele mai de preț bijuterii la licitație, pe principiul că nu duce omul nimic cu el pe lumea cealaltă. Vedeta a întors capetele milioanelor de bărbați din lumea întreagă și a tupit inimile costarilor Burt Lancaster, Tony Curtis, Yul Brynner și Frank Sinatra, alături de care a jucat. Și asemenea, femeie trebuie să poarte și bijuterii pe măsură. Diamantele și colierele, brățările și cercei așteaptă să fie adjudecați pentru milioane de dolari. Dintre toate aceste piese de excepție, una pare să fie perla coroanei. The most important of the pieces we're exposing today in London are unquestionably these two natural pearl drops. Gina told us that when she bought them about 50 years ago, she was told that they were originally in the collection of the Habsburg family, so they're obviously very old pearls. We're estimating $600,000 to $1 million for them, but they may well exceed that. Deși bijuteriile și Gina erau la vremea respectivă sinonime, timpurile s-au schimbat, la fel și stilul de viață al vedetei. Gina s-a implicat în acte de filantropie, iar banii rezultați din licitația bijuteriilor vor merge către cercetările în domeniul celulelor STEM. Focoasa italianca purta mai ales brandul Bulgari. Renumele casei Bulgari se datorează în mare parte contribuției aduse de imaginea Ginei, iar specialistul în bijuterii, Daniela Mascetti, explică semnificația. Cinecittà in the 60s was, I would say, as important, if not more important than Hollywood. So all film stars were there. Bulgari were the jewelers of the film stars, and also it was really in the 60s that Bulgari started to come to the status of worldwide renowned jewelers. Of course, Bulgari had been working since the late 19th century, but it's really with the 60s that we start to see them at the same height and level of Harry Winston, Cartier and Van Cleef & Arpels. Majoritatea colecției Bulgari, care va fi licitată, are ca piatră de bază smaraldul, una dintre cele mai la modă pietre din anii 60. Un inel cu diamant și smarald de 16 carate va aduce aproximativ $200,000. Enorma piatră din inel este eclipsată de un smarald și mai impresionat de 27 de carate, dintr-o broșă înconjurată de diamante. Aproximativ $250,000 vor fi plătiți pentru această piesă unicat. Așadar, dacă aveți câteva sute de mii de dolari și vreți să fiți fashioniști, licitația de la Geneva se desfășoară pe 14 mai și vă așteaptă cu brațele, dar mai ales buzunarele deschise. Dragilor, emisiunea Look Monden se încheie aici, dar nu și lucrul vostru monden, care mâine, că e soare, că plouă, trebuie să fie monden. Așadar, să aveți o seară plăcută, ne revedem mâine de la 21:30 la un look monden. Cât mai monden! Cristina și Bogdan vă așteaptă și mâine seară cu informații proaspete, știri mondene, câte o nebunie de aici, de colo, de peste mări și țări. Nu uitați să fiți alături de noi, dar până atunci să fiți înfloritori și să fie primăvară în sufletele voastre, dacă afară veți avea deja surpriza previzibilă a ploii.